Mesajele pe care le-am primit, ne scrie un telespectator, punctul meu, Poliaș face viitorul 2, solist X2 la media și un alt pariu, viitorul pauză sau final X, Irina Gavrilă, prietena emisiunii noastre, Craiova 1 și 0-4 goluri, Sepsi, victorie, solist, Elena Teodorina ne scrie din Qatar. Tocmai iată ne urmărește, mulțumim pentru pronostic. Ionuț Mihai, FCSB Chiajna, 2-3 goluri, 1 și 0-3 goluri la Sepsi, se întreabă un telespectator, văd un 2-2 minim, scrie Marius, unul dintre cei care se află acum în fața televizorului și... Am mai văzut, viitorul marchează, pare foarte probabil, Valentin, prietenul nostru care locuiește în Italia. E bine, la viitorul la Iași, cred eu că absența posibilă a lui Mihalache poate fi din nou speculată. Rămâne de văzut, mergem mai departe și vorbim despre campionatele externe, Spania, Germania și Franța ale parcurs. Azi, urmând ca Anglia și Italia să fie trecute în revistă mâine. Athletic Bilbao în Spania o primește pe Sociedad, un derby în țara bașilor, 7 absenți la formația oaspete. Da, noi investim pe varianta ambele marchează, cota 1.90, este un derby, este derbiul cel mare al țării bașilor, pentru că mai sunt câteva echipe din zonă cunoscute, Ibar, de exemplu, e tot din țara bașilor. O rivalitate mai subtilică, așa, de tipul cele dintre Liverpool și Everton. Cele două nu se urăsc. Țelul lor este să învingă rivalele din Madrid, cu ele au ceva de împărțit. Dar sunt probleme de lot la Real Sociedad, dar și Bilbao a arătat, nu știu, mici carențe. Mai bine, ei vin după rezultatul cu Barcelona, ceea ce ar trebui să le dea un moral bun. Da, ar trebui să le dea un moral bun, dar în meciul ăsta vor trebui să se deschidă foarte mult și cu Barcelona au jucat destul de avântat. Să știi că unul fără remiză, adică unul cu handicap asiatic 0, are o cotă de 1.50, mi-am notat eu aici, și cred că e de luat în considerare și varianta asta. Exact, da, mai ales că să știi că și împart punctele cele două, nu țin așa de mult la punctele din deplasare. Ele pe teren propriu vor să câștige derbiul. Alaves Real Madrid, gol în ambele reprize, cota 1.46. În cădere serioasă Real, dar până la urmă o echipă capabilă oricând să revină în forță. Acum, știi ce mi se pare greșit la Real? Că e privit echipa e privită prin prisma asta plecării lui Ronaldo și se speculează că din cauza asta Realul nu mai marchează. Nu mai marchează pentru că sunt o serie de factori acolo care duc la chestia asta și nu doar faptul că Ronaldo lipsește. Adevărat, Ronaldo se lipea la gol, știm foarte bine, a evoluat atâția ani la Real Madrid, dar ăsta nu e un motiv. Acum ce înseamnă? Că nu o să mai marcheze niciodată Real Madrid dacă a plecat Ronaldo? Da, eu cred că și Real se privește prin prisma plecării lui Ronaldo, pentru că era destul de simplu să câștige anumite meciuri când avea un jucător ca Ronaldo pe teren în formă foarte bună. Iar Ronaldo cam tot timpul era în formă foarte bună. Acum lucrurile sunt complicate și absențele lui Marcelo și Isco cântăresc enorm în ceea ce Real știa să ne propună meci de meci. Da, își va reveni Realul, oricum nu se pune problema, dar... Cu siguranță. Cred că se caută serios transferul, măcar pentru întărit pentru pauza de iarnă. Sevilla a semnat Vigo gol în ambele reprize, cota 1.45. Sevilla a marcat 12 goluri în ultimele 3 etape, 3 cu Real, încă de la pauza meciului cu Real. Și Valencia Barcelona, gazdele sub 1.5 goluri, cota 1.41. Meci consistent al Barcelonei la Valencia și la Tottenham și Valencia a bifat un rezultat bun la United, dar acolo s-a apărat foarte mult acolo. Da, Valencia e adevărat că nu dă goluri, dar știi ce am văzut și ce cred eu? Că Barcelona, din punct de vedere defensiv, are o mare, mare problemă. Așa că varianta asta cu gazdele sub 1.5 goluri, 1.41, o iau în considerare, dar să știi că mă tem foarte tare de ea. Da, depinde ce va gândi Barcelona sau felul în care antrenorul Barcelonei va gândi această partidă, pentru că, uite, trecerea la 4-4-2 s-a dovedit în regulă, echipa construiește din nou destul de bine, ține bine de minge. Vom vedea, Valencia a făcut meciuri bune cu Barcelona de-a lungul timpului, dar
problemele au fost de fiecare dată aceleași. A ciugurit așa câte un punct, dar rar a reușit prestații din astea consistente contra Barcelonei și mai ales să ne așteptăm la așa ceva într-un moment în care Valencia oricum nu se rocește. Vom vedea oricum un meci foarte interesant în această rundă. Hai să mergem și în Germania, Sabin. Werder Bremen o primește pe Wolfsburg după ce în runda precedentă Bremen a luat bătaie. Iată, de data asta se întoarce acasă cu destul de mult optimism pentru că acasă se descurcă ceva mai bine și cred eu că va fi un meci cu goluri. De luat în considerare variantele pe goluri la Werder Bremen cu Wolfsburg, ambele marchează și respectiv peste 1,5 goluri repriza secundă și mie îmi place pariul ăsta GG și peste 2,5. Peste 2,5 are cota 1,78 doar el în sine. Dortmund joacă cu Augsburg pe teren propriu. Da, Dortmund cred că are față de campioană în acest sezon sau cel puțin de trupă capabilă să lupte până la capăt cu Bayern München pentru prima poziție. Aș risca un 10-15 lei pe un titlu cucerit de Borussia. Cota este 9 în acest moment. O cotă bună, o cotă de luat în calcul. Deocamdată joacă cu Augsburg. Augsburg o echipă dificilă, o echipă argățoasă, dar Dortmund este extrem de solidă pe teren propriu. Am văzut-o și cu Monaco. Să încercăm un handicap aici, Sabin, poate? Da, deci e logic și handicapul, dar nu m-aș duce foarte sus pentru că, uite, Augsburg... Eu aș încerca minus 1 asiatic, pentru că asta înseamnă că dacă bate doar la un gol, atunci mi-au bani înapoi. Dar minus 1 asiatic deja îmi mărește un pic cota. Exact. Bun, Mainz-Hertha, probabil goluri. Crezi că îl mai vedem pe Maxim? E rezervă deocamdată. Văd că și-a câștigat acest rol de... Mi-aduc aminte cum era Balint pe vremuri la Steaua, a intrat minutul 60 și marca prin minutul 67-68 Maxime cu pasa decisivă, poate și cu goluri din când în când. Să nu îl cocoloșim așa, că parcă e prea mult pentru el. E prea mult, dar e încă un jucător pe care teoretic am putea conta la națională și parcă mai are un pic se retrage, dacă mă întreb pe mine. Da, păi când a ajuns la 28 de ani. Da. Leipzig-Nürnberg, Leipzig, pentru prima oară de când a promovat, Leipzig a început să-mi placă și mie. A pornit mai greu, acum lucrurile sunt în regulă. Etapa a trecută victorie imensă la Hoffenheim, am văzut partida, un meci foarte bun făcut de Leipzig. 1 cu Nürnberg 0-7 în precedenta deplasare la Dortmund. Și Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, gol în ambele reprize, cota 1.42. Ce meci bun a făcut Hoffenheim cu Manchester City, dacă va repeta acea evoluție, cred că se poate impune. Și Frankfurt a jucat bine în seara asta cu Lazio, am văzut partida, dar un arbitraj cam de partea gazelor, sau nu neapărat de partea gazelor, cât puțin nedrept așa cu Lazio, a încasat două roșii. Puteau fi oarecum o să vedem și în ce fel le vor afecta pe Hoffenheim și pe Frankfurt meciurile din mijlocul săptămânii. Probabil, cred eu, mai obosită Hoffenheim până la urmă, pentru că Frankfurt a avut vreo jumătate de oră de superioritate numerică într-un mod destul de detașat. În Franța, Amiens Dijon. 2-4 goluri, cota 1.45. Mai simplu, cred eu, gol Dijon, dar căutăm și o altă variantă de pariere. Marseille Can, gol în ambele reprize, cota 1.54. Să încercăm un ambele marchează aici, crezi că ar fi? Da, știi că am încercat și cu Strasbourg, spuneam eu că sunt răcit și delirez, dar chiar a avut un meci greu de tot, Marseille cu Strasbourg acasă. Vine după 0-3 la Lille. Totuși, acasă, pe Velodrom, 10 puncte și 13 goluri marcate în 4 meciuri, se descurcă bine în fața fanilor proprii Marseille. Monaco, Rennes, ambele marchează. Rennes s-a amenajat în seara asta la Astana în Europa League, special, probabil, pentru acest joc. Să vedem unde se oprește și picajul lui Monaco. Nu a mai câștigat de 9 meciuri oficiale și joacă slab Monaco. Am mai vorbit pe marginea acestui lucru. Monaco clădește o viitoare generație de jucători de vândut pe la echipele mari, dar deocamdată are necazuri. Și derbiul rundei, PSG-Lyon, cel puțin un gol în prima repriză și cel puțin două goluri în repriza secundă, cota 1.79. Anticipăm spectacol, PSG s-a și încălzit cu Steaua Roșie, 7-1. Lyon nu este Steaua Roșie, dar diferența de valoare este clar în favoarea trupei din capitala Franței. Da, în PSG să nu-i dai voie să joace, pentru că dacă nu-i dai voie să joace, atunci
se blochează mecanismul. E adevărat, Steaua Roșie Belgrad a fost un adversar modest, acum depinde de Lyon să reușească să fie un adversar pe măsură, altfel dezastru urmează să se petreacă. Mergem mai departe și vedem cotele bombă pentru ziua de mâine. Vă mai citesc și câteva comentarii. PSG Lyon ambele marchează. Lyon are nevoie să dea gol, ne scrie Liviu Bățan. Monaco-Ren ambele marchează și doi final. Gol Falcao. Marseille-Caen 1 și ambele marchează. Amiens-Dijon 2-4 goluri. Dortmund-Augsburg 2 solist, Răzvan Luparu. Hoffenheim-Frankfurt ambele marchează, Leipzig-Nürnberg 1 solist, Augsburg a comis-o și la München, gol marcat, ne scrie Valentin, prietenul nostru din Italia, Mainz-Hertha 2 solist, dar e bun și Pontul 2-4 goluri și Dortmund-Augsburg 1 și 3 plus. Sabin, hai să vedem ce ne-ai pregătit la cotele bombă. Avem un Toulouse cu Nice, primul meci al etapei din Franța, X final la o cotă de 3.30. Bremen-Wolfsburg, ambele marchează în repriza secundă, cota 3.10. Și pentru Brighton cu West Ham, 1-1, scor corect oricând în meci, cota 2.20. De asemenea, primul meci al etapei din Premier League. Acestea fiind cotele bombă, a venit timpul să ne gândim oare ce bilețel am putea să punem mâine. N-am zis bilet, am zis bilețel, adică vorbim de cota 2, cota care se pliază pe strategia noastră special gândită. O să o mai repet la un moment dat, acum mă bazez pe faptul că știți despre ce este vorba. Așadar, pentru ziua de vineri, Bremen-Wolfsburg, peste 1,5 goluri. Da, pentru Eindhoven Twente, meci din Liga a doua olandeză, avem o variantă X2, cota 1,22. Și un pariu identic pentru Darmstadt-Hamburg, meci din Zweite Bundesliga, la o cotă de 1.38, cota totală a celor trei mini-ponturi propuse în această rubrică este 2.09. Să știți, Sabine, că avem aici în studioul B1 TV un coleg care joacă și el la pariuri și încearcă bilete foarte curajoase, foarte interesante. Mie îmi plac și l-am încurajat mereu, însă în momentul ăsta a intrat într-o pasă proastă și nu reușește să iasă. Îi spuneam că și eu am avut o astfel de situație și m-am chinuit multă vreme până a reușit să o depășesc, dar cred că un bilețel de ăsta mai simplu e o soluție pentru ieșirea din impas. Spre exemplu, biletul nostru cota 2, împărțim banii pentru mâine în două, jumate pe biletul de cota 2 și jumate pe un bilet mai curajos. Mergem mai departe, hai să vedem și restul ponturilor din oferta de mâine. Ceva handbal, n-am mai auzit de handbal de multă vreme. Da, avem Liga Campionilor la handbal feminin, încep fetele de la CSM București aventura în grupe. Joacă cu Ferencvaros 1 cu handicap minus 2,5 goluri, cota 1,40. Fotbal, Premier League, 2 ponturi pentru Brighton, West Ham, X2 și peste 2,5 cartonașe, o cotă de 1,56, foarte coborâtă această linie, profităm. Ponturi din Belgia, ponturi din Zweite Bundesliga, Darmstadt, Hamburg, X2 și peste 1,5 goluri, uite, creștem puțin cota până la 1,74. 4 ponturi din Franța, Liga Secundă. Avem și un Lorient-Nancy, 1-0-3 goluri, cota 1-40. Nancy a bifat primele 4 puncte din campionat, abia în ultimele două etape disputate. Ponturi din Olanda, prima și a doua ligă. În a doua ligă avem un Go Ahead Eagles, Sparta, Rotterdam, ambele marchează. Cele două, alături de Almere și Twente, împart primul loc al clasamentului cu 16 puncte acumulate. Rotterdam, PSV, ambele marchează. Turcia, atât. Ne-a permis timpul, ne reauzim mâine, până atunci o noapte liniștită, baftă la pariuri!